Acum vă vorbesc așa caz concret și pe lentilă s-a pus chiar o gâză, nu știu ce acolo, da? Nu trebuie să ne gândim la lucrurile astea și mintea noastră să se ducă în direcția respectivă. Înțelegi? Noi trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem noi de făcut. Dacă însă acest lucru este deranjant și posibil să vă deranjeze pe voi, atunci trebuie dat la o parte și acum chiar o să dau la o parte. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și în vecii vecilor. Amin. Pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, milește pe noi. Amin. Astăzi o să vorbim puțin despre pocăință, fraților, ca și drum personal, ca și călătorie personală a noastră către sfințenie. Am căzut de acord în episoadele anterioare că toți păcătuim, nu? De fapt, nici nu e nevoie de demonstrat lucrul ăsta, pentru că orice om sincer cu sine însuși își dă seama că greșește. Adevărat însă că trebuie să avem curajul să recunoaștem acest lucru. Chiar acest dar al vederii păcatului propriu, să știți că este un mare dar pentru care se ruga cu ardoare Sfântul Ignatie Brâncianinov și nu numai, Sfântul Paisie și mulți, mulți alți sfinți din istoria Bisericii. Să știți că aceasta este cea mai mare diferență dintre noi și diavol. Aceea că noi, cu darul lui Dumnezeu, putem să ne vedem păcatele proprii și să ne pocăim pentru ele, în timp ce diavolul este înțepenit în poziția sa. Omul e flexibil, are flexibilitatea smereniei, de care am mai vorbit, pe când diavolul se îndreaptă cu toată viteza înspre ceea ce consideră el perfecțiune, adică înspre absurditatea răului absolut. Să mergeți, diavolul este un împietrit, pe când omul duhovnicesc este foarte moale, foarte... Este flexibilitatea absolută, spiritualitatea absolută, Duhul prin excelență. Acum, pocăința este capitală pentru noi pentru că Dumnezeu ne dă posibilitatea unui nou început. O adevărată mare resetare, să știți, fraților, venită din iubirea lui Dumnezeu și îngăduința Lui față de noi. Noi care suntem fiii Lui cei prea iubiți, care ne-a rătăcit pe coclaurile existențiale pentru a ne satisface plăcerile, pentru a găsi tot felul de, a încerca să găsim tot felul de chimere, tot felul de scopuri personale și așa mai departe. Și facem asta pentru a mia oară și supărăm pentru a mia oară, după cum ne supărăm părinții, da? Sau în clipa în care facem o boacănă. Asta se întâmplă, fraților. Și atunci noi trebuie să ne întoarcem către Dumnezeu, pentru că El ne așteaptă, după cum și părinții noștri ne așteaptă cu răbdare să ne pocăim. E cam același mecanism și din cauza asta lui Dumnezeu, și din cauza aceasta lui Dumnezeu îi spunem Tată, pentru că se comportă față de noi ca un tată iubitor. Acum, pocăința este trecerea de la starea împotriva firii la cea după fire. Datorită faptului că păcatul este plăcere distorsionată, după cum am spus de atâtea ori, pocăința se face prin nevoie și durere. Da? Păcatul este plăcere, pocăința trebuie să fie durere și nevoie. Acum, fraților, noi astăzi suntem o societate foarte hedonistă, adică foarte iubitoare de plăcere și în această cauză nu ne pocăim. Nu ne mai pocăim pentru că evităm cu toată ființa noastră nevoința și durerea. Pentru că nu ne pocăim, păcatul trece de virtute și din cauza aceasta societatea greu se mai redresează, dacă se mai redresează. Și tot din cauza aceasta vedeți că vin mari necazuri peste omenirii, fraților. Hidoșenii și grozăvii de neimaginat care sunt cu totul destructive pentru personalitatea umană. Încă o dată, marile necazuri care ne așteaptă și care am intrat deja, nu sunt atât din cauza păcatului, chiar dacă omul păcătoște astăzi mai mult decât în alte dăți, ci datorită faptului că ne iubim foarte mult pe noi înșine, că păcatul trece de virtute și deci se taie posibilitatea pocăinței, posibilitatea întoarcerii. Aici e problema, fraților, înțelegeți? Lucrurile sunt cu atât mai triste cu cât Bunul Dumnezeu ne-a dat și o altă cale de pocăință adevărată, fără osteneală și nevoință, care iartă de asemenea păcatele și această cale este participarea la viața tainică, la viața de taină a Bisericii. Desigur că, prin excelență, tainele care iartă păcatele sunt spovedania, botezul și schima mare, care se numește cel al doilea botez. Însă și taina Sfintei Împărtășanii, bineînțeles că iartă păcatele, însă chiar se spune spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Și dacă doriți și taina Sfântului Maslu, unde de asemenea se spune spre vindecarea sufletului și a trupului.
Acum însă nu o să intrăm în detalii legate de, această taină, de aceste taine, pentru că această adevărată cale de pocăință nu are efectele scontate fără prima cale. Da? Adică tainele sunt valide, dar este nevoie de pocăința noastră, pocăința prin asceză, prin osteneală, prin nevoință. Pe această cale a ostenerii și nevoinței, desigur că cea mai mare asceză este ascultarea, tăierea voii în fața celuilalt, lucrurile despre care am vorbit pe larg în episoadele dedicate ascultării, da? Așa. Iar pe scurt, de relația dintre pocăință și ascultare, am vorbit în episod dedicat pocăință pe care l-am publicat la sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel. Mă, fraților, trebuie să știți că ascultarea este cea mai mare durere. De ce? Pentru că expresia prin excelență în afara personalității umane este voia sa, voința sa, și din cauza asta, în clipa în care omul își taie această voie distorsionată, care, după cum spuneam astăzi, bolește de iubire de sine, în clipa respectivă pe om îl doare. Și știți foarte bine, toți avem experiența asta a tăierii voii. Din cauza asta trebuie să ne tăiem voia. Nu neapărat pentru că celălalt este perfect, nu neapărat pentru că celălalt, cum să spun, este mai deștept decât noi, ci ca să scăpăm de această mare, mare pacoste, această mare plăcere care ne ține robi, adică iubirea de sine, împlinirea voii proprii. Bun, astăzi însă o să vorbim mai mult despre pocăință ca și act de asumare personală a ieșirii din păcat, a ieșirii din distorsiune existențială în care ne aflăm, pentru că păcatul este o distorsiune otrăvitoare, fraților, care îmbibă toată existența umană. Să înțelegeți. În discuția noastră, pocăința este necontenită renunțare la nădejdea vreunei mângâieri trupești, pentru că trupul, carnea, da, este una din principalele surse de păcat, principalele surse de plăcere. Pentru că trupul se războiește împotriva sufletului, pocăința este, de fapt, fica nădejdii și tăgăduirea deznădejdii. Și asta pentru că avem sufleturi care se ridică deasupra trupului, începând să-l controleze și nu invers. Înțelegeți, fraților? Trupul este irațional, are doar simțuri și până asta vin plăceri și în clipa în care vin aceste plăceri, omul se desparte de Dumnezeu și cade în deznădejde. Pe când dacă ne pocăim, adică ieșim din acesta, atunci sufletul începe să controleze trupul și începe, cum spuneam, pocăința să ne dea nădejde. Nădejde și să scăpăm de deznădejde. Deci prin durere vine nădejde. Încă o dată, repet, a treia oară lucrul ăsta, fraților. Nu care cumva să vă imaginați că pocăința este ceva care, cum îi spune, care ne duce în deznădejde. Aceea nu este o pocăință adevărată, fraților. Pocăința este gândul osândirii de sine. Nu ne osândim pe noi înșine ținându-ne mintea în iad, fraților. Însă nu trebuie să ne deznădăjduim pentru că atunci cădem în depresie, cum spuneam, și nu este o pocăință adevărată. Pentru asta, după ce ne osândim cu partea mânietoare, imediat ne întoarcem către Maica Domnului și către Domnul cu partea doritoare. Da? Adică imediat să zic că sunt un ticălos, un nemernic, un păcătos, un vai și amar de capul meu și toate astea. După aceea mă întorc imediat către Maica Domnului și zic: Maica Domnului meu, ajută-mă pe mine, nu mă lăsa pe mine, draga de tine, scumpa de tine, ajută-mă pe mine. Doamne, nu mă lăsa, ajută-mă pe mine, Doamne Iisus Hristos, miluiește-mă. Înțelegeți? Totdeauna ne întoarcem cu dorirea, cu iubirea către Dumnezeu și cu mânia către noi. Astfel încât nici să ne iubim pe noi înșine și nici să nu cădem în deznădejde. Bun, de asemenea, trebuie să știți un alt lucru. Pocăința este îngrijirea fără de grijă, fără de grijă de sine. Adică să ne îngrijim de cele veșnice, suntem foarte focuțați pe cele dumnezeiești, pe cele duhovnicești, pe cele nevăzute, pe când pe cele materiale, pe cele trecătoare, pe cele vremelnice, le menținem la minim, fraților, cât se poate, adică strictul necesar, astfel încât să avem netulburarea necesară pentru a ne ocupa de cele veșnice. Sfinții părinți știți foarte bine că au ajuns la măsuri mari aici. Unii având doar haina de pe ei, însă noi nu spunem asta. Bine, acum, deci nu să nu presăm, înțelegeți? Chiar dacă modelul este Domnul nostru Iisus Hristos, care a zis că fiul omului nu are unde să-și plece capul. Acum, nu spunem asta. De ce nu spunem asta? Pentru că măsura noastră duhovnicească, credința noastră, iubirea noastră și puterea minții noastre nu este destul de puternică, astfel încât să avem mintea nedezlipită de Dumnezeu. Acum, dacă nu avem un confort sau nu avem un disconfort sau nu facem răbdare,
și avem război de gând, că mă deranjează asta, mă deranjează cealaltă, asta vreau să o fac mai bine și mai departe, acest război trebuie să înceteze, astfel încât să putem să ne rugăm și să ne concentrăm pe cele cerești. Desigur că este nevoie de discernământ aici, nu imediat cum apare un disconfort sau un confort să încercăm să-l aplanăm prin oferirea confortului sau disconfortului contrar. Din contră, și asta este destructiv, fraților, extreme sunt de la diavol, înțelegeți? Trebuie să ne presăm cu inimă bună spre simplitatea vieții noastre și la un moment dat, dacă ne presăm astfel, vedem că mintea noastră este distrasă. Dacă vedem la un moment dat că suntem distrași de durere sau de plăcere, adică de disconfort sau de confort, atunci trebuie să acest disconfort deranjant, acest deranj trebuie anihilat. Trebuie anihilat ca și cauză de păcat și depărtare de Dumnezeu. După cum trebuie anihilat și confortul, adică plăcerea. Bun, acum trebuie să știți că de multe ori plăcerea este cea care ne ispitește și nu atât disconfortul, pentru că am spus că trăim o societate foarte, foarte hedonistă, foarte iubitoare de plăcere, adică. Vedeți că și în istorie au fost, în discuția noastră, două mari categorii de sisteme politice care depărtau pe om de Dumnezeu, cele care îl îndepărtau pe om de Dumnezeu prin plăcere, prin plăceri de tot felul, da? Cum vedem astăzi în societatea vestică, mai ales, și cele care îl îndepărtau pe om prin durere. La noi, bineînțeles, fiind exemplu clasic, comunismul. Îmi amintesc acum de înalt preasfințitul Pimena Sucevei, care zicea că pe vremea comunismului ne-am luptat cu răul, acum ne luptăm cu vicleanul. Înțelegeți? Este mult mai perfidă tăierea pocăinței prin plăcere, cum se face astăzi, pentru că nu acționează frontal, nu acționează pe față. Înțelegeți? Grecii, după cum ei înșiși spun, și trăiesc în Grecia de mai multe zeci de ani, așa, grecii spun că nu au fost învinși de foamete în timpul celui de-al doilea război mondial și din perioada imediat următoare, perioada respectivă, ci de huzurul de la sfârșitul secolului 20, fraților. Înțelegeți? Deci mare atenție la plăcere, fraților, mare atenție. Sfinții părinți chiar mergeau la locuri fără niciun fel de mânghiere din punct de vedere al reliefului. În deșert, fraților, mergeau, în deșert. Deșert care ajuta nu numai datorită peisajului dezolant, ci și datorită faptului că era o liniște foarte mare și oamenii lipseau. Asta, bineînțeles, îi ajuta să se desprindă cele lumești și atunci mintea, în mod natural, se îndreaptă către Dumnezeu. Înțelegeți? Un alt factor care ajută la pocăință este statul într-un loc. Dacă cineva stă într-un loc, atunci mintea nu mai are lucruri interesante, lucruri noi de care să fie atrasă și deci plictisindu-se de cele din jur, se întâmplă exact același fenomen. Adică mintea le lasă pe cele din afară, cele din relief, și mai departe, și se întoarce către sine și prin sine către Dumnezeu. Deci nu trebuie să ne intereseze ce se întâmplă în afara noastră. Eu acum vă vorbesc așa caz concret și pe lentilă s-a pus chiar o gâză, nu știu ce acolo, da? Nu trebuie să ne gândim la lucrurile astea și mintea noastră să se ducă în direcția respectivă. Înțelegeți? Noi trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem noi de făcut. Dacă însă acest lucru este deranjant și posibil să vă deranjeze pe voi, atunci trebuie dat la o parte. Și acum chiar o să dau la o parte asta de pe lentilă. Bineînțeles că n-am atins lentila. Înțelegeți? Deci totdeauna trebuie să facem răbdare cât posibil și să avem o stare lină, astfel încât să nu fim deranjați nici de plăcere și nici de durere. Nu trebuie să acționăm imediat, ci trebuie să ne concentrăm pe ceea ce avem de spus, ceea ce avem de făcut, pe Dumnezeu, pe cele veșnice. Înțelegeți? Un al treilea factor care este foarte important aici, înțelegeți, care duc mintea departe de pocăință, departe de Dumnezeu, sunt știrile. Știrile, fraților, să ne înțelegem, nu sunt numai știrile sociopolitice, astea pe care le vedeți la televizor, ci și bârfa, fraților. Adică ce acolo, ce am, uite că a croncănit un corb, ce e ăla, vreau să-l văd. Nu mă interesează, fraților, nu mă interesează, înțelegeți? Ce s-a întâmplat acolo, ce s-a întâmplat dincolo. Nu. Trebuie să tăiem aceste știri, da? Nu știu dacă remarcați, fraților, că vorbim, în continuu vorbesc despre centri de atenție. Știrile sunt centri importanți de atenție, înțelegeți? Și știrile pământești îl trag pe om înspre pământ, îi atrag mintea de la Dumnezeu, îi trag înspre materie.
înspre duritatea materiei și deci îl materializează pe om, îl apropie de păcate și omul nu se mai poate desprinde de multitudinea acestora. Când omul se concentrează pe știri, că ce-a făcut, ce s-a zis, cine așa mai departe, sau ce s-a mai întâmplat la televizor, sau, nu știu, peste mări și țări, este ca și când se concentrează pe un ecran și nu mai vede nimic ce se întâmplă în jurul său. Când însă știrile încetează, atunci omul începe să vadă dezordinea din cameră, începe să vadă ce în jurul său, începe să facă curat, să pună ordine în lucruri. Așa este și cu mintea, fraților. Când ea este atrasă de centri de interes, de centri de plăcere, adică de lumină din afară, ca de niște forțe, așa zis, cum să zic eu, magnetice, forțe care sunt resimțite de către creier ca plăceri, fraților, după cum am spus, atunci mintea, ochiul sufletului, atenția ultimă, nu mai are timp să se îndrepte către sine și către problemele ei, către știrile care provin din universul interior, pentru că este amețită, e preocupată, atrasă de știrile din universul exterior. De ce în jurul meu, cine a pus lămurile astea aici, ce cu corbul ăla de sus, nu mă interesează, fraților, înțelegeți? Unde mai pui că dacă aceste plăceri sunt puternice, ca intensitate, și sau, mă rog, omul este foarte aproape de sursa lor, de femei, de băutură, toate astea, știți la ce mă refer, ca sursă de păcat, atunci omul nu mai poate să scape de caracterul magnetic, de caracterul atractiv, adică omul este tras în direcția respectivă. Da. Chiar se spune că este atrăgătoare sursa respectivă, atrăgător, da? Și atunci omul se lipește de aceste plăceri și devine dependent, se lipește acolo ca fierul de magnet, știi? Pac! Înțelegeți? Trebuie o forță cel puțin analogă și de sens contrar cu păcatul, adică cu sursa de atracție, să fie învins și omul să devină liber. Înțelegeți? Pocăința este sursa libertății noastre. Acum, de vreme ce atracția este simțită ca plăcere, în mod necesar, pocăința, adică procesul eliberării, procesul părăsirii păcatului, este simțită de om ca durere, fraților, ca o steneală. Am mai spus asta și o accentez. Acum, în cazul universului exterior, material, trupesc, trebuie cineva să analizeze, să se facă analize, înțelegeți, pentru a depista bolile trupești. E normal lucrul ăsta, adică să aloce timp, să meargă la medic, să se examineze, să fie examinat de un specialist, să vadă ce are și după aceea să se trateze. La fel și în cazul bolilor sufletești, trebuie să alocăm același timp, dar chiar mai mult pentru examinarea bolilor noastre duhovnicești, al universului nostru interior, a problemelor noastre de viață. Înțelegeți, fraților? Deci se asemănă foarte mult bolile sufletești cu bolile trupești și trebuie să facem exact la fel. Pe plan duhovnicesc, bineînțeles. Dacă noi nu dăm atenție acestora și mergem în viață ca bolovanul la vale, desigur că simțim în existența noastră aceste forțe distorsionate de atracție, aceste forțe magnetice care ne înrobesc, însă nici măcar nu le identificăm. Nu știm din ce parte vin și cum trebuie acționat, mai bine zis reacționat, pentru a ne păstra libertatea pe drumul nostru către perfecțiunea personală veșnică, frate. Înțelegeți? Deci trebuie să avem timp să ne ocupăm de noi înșine. Și trebuie să știți că diavolul, asta este jobul lui astăzi, asta este principalul lui țel. Să ne dea o mulțime de centri de atenție, o mulțime de centri de plăcere, de preocupări, astfel încât să nu ne ocupăm de noi înșine, să nu vedem ce se întâmplă în camera sufletului nostru, să ne putem vindeca, să nu putem să facem analize al universului nostru interior. Să rângeți. Acum, continuând analogia cu terapeutica universului exterior, în terapeutica universului interior, adică în terapeutica atenției, avem nevoie de un specialist, de un medic de suflet, de un medic de univers interior, adică de un duhovnic, fraților. Înțelegeți? Fraților, psihologul e o mare problemă. Bun, acum, dacă e creștin, ortodox, practicant, ar putea să ajute ceva, însă, mă rog, și acesta trebuie să trimite la duhovnic. Pentru că prin duhovnic vine harul lui Dumnezeu, înțelegeți? Prin duhovnic vine energia necreată a lui Dumnezeu, singura forță care ne poate scoate din robia forțelor pământești create, de care vorbim astăzi. Înțelegeți? Mergând mai departe, după cum în cazul bolilor de trup trebuie să luăm în fiecare zi, să zic așa, de două ori pe zi, de exemplu, pastile, la fel și în cazul bolilor sufletești avem nevoie de program duhovnicesc constant, adică să luăm de două ori pe zi sau chiar de mai multe ori pe zi, să luăm pastile duhovnicești, înțelegi? Adică avem nevoie de să luăm rugăciune.
Ei, pentru program duhovnicesc constant avem nevoie de separare de lume, să ne separăm de oameni, de surse de perturbație. Tema separarea asta, separare de lume, am despătut-o pe larg în postări anterioare și am amintit-o pe scurt aici. Că ne retragem în deșert și așa mai departe. Înțelegeți? Și cum spuneam, în cadrul acestui program duhovnicesc constant avem nevoie, bineînțeles, de rugăciune și de mers la medic de suflet, cum spuneam, la analize, adică de sfătuire duhovnicească la un conducător duhovnicesc, la duhovnic, fraților. Desigur, peste asta și dincolo de asta avem nevoie de fapte bune ca să atragem această energie necreată, acest har al Dumnezeu de care vorbeam înainte, care necreată fiind, ne scoate din cele create. Vorba și de fapte bune, fraților. Deci rugăciune, fapte bune, spovedanie. Desigur că în faptele bune se includ și rugăciunile și spovedanie, dar am accentuat foarte mult pe cele două. Acum, primul efect al acestui program, trebuie să știți, faptul este bucuria și luminarea. Referitor la bucurie, trebuie să știți că în greacă har, haris, vine de la hara, care înseamnă bucurie. Și asta pentru că, după cum spuneam, primul efect al harului este bucuria. Această bucurie este lină, senină, ca un răsărit de soare, știți așa, care lasă pe om cu mintea întreagă și stăpân pe sine și nu ceva violent, strident, țipător, ca unul care izbucnește într-un râs necontrolat. Da? Referitor la luminare, acesta are un comportament asemănător, adică lină ca un răsărit de soare, mă repet, da? Și asta pentru că și ea are ca sursă pe Hristos soarele dreptății, care este, după cum El însuși afirmă despre sine, blând și smerit cu inima, înțelegeți? Bun, acum aici, fraților, trebuie să știți că avem o problemă mare de tot, însă nu cu Hristos, soarele dreptății, ci cu noi. De vreme ce este vorba de lumina dreptății, care vine și ne luminează interiorul, iar mintea, ochii sufletului este întoarsă, sperăm, înspre interior, aceasta vede, ce vede, fraților? Vede cu dreptate, sub lumina dreptății, vede interiorul său. Și asta este iadul, fraților. Iadul, înțelegeți? Pentru că asta avem înăuntru nostru după cădere. Este, după cum spuneam, ca și dezordinea, ca și praf într-o cameră. Dacă o cameră este întunecată, socotim că totul e în ordine, totul e în regulă acolo. Însă dacă dimineața, între primele raze care străbat camera, vedem praful și dezordinea din aceasta, cum spuneam, iar dacă raza este mai intensă, așa, mai focusată, atunci putem vedea până și praful care putește în cameră. Înțelegeți? Așa este și luminarea sufletului nostru. Sfinții văd până și cele mai mici firicele de praf din sufletul lor și din cauza asta plâng, în timp ce nouă ni se pare că totul este bine, mersi. Chiar auzeam oameni pe la spovedanie care spun: Părinte, eu n-am niciun păcat. N-am ucis pe nimeni, n-am pus foc la nimeni, n-am niciun păcat. Înțelegeți, fraților, asta e întunecarea minții, asta e noaptea minții. După cum vedeți, termenii legați de lumină se potrivesc foarte bine și din cauza aceasta Sfinții Părinți foloseau acești termeni chiar dacă era vorba de un fenomen duhovnicesc, înțelegător. Da? Punctul critic pentru noi aici este ce facem. Ce facem când vedem așa ceva? Trântim ușa camerei sufletul nostru? O închidem, pretizând că nimic nu s-a întâmplat? Ne deznădăjduim? Ne pierdem speranța? Nu, fraților! Nu, nu-i bine. Răspunsul dă Sfântul Siloan. Țineți mintea în ea și nu deznădăjdui. Sper că ați citit cartea Sfântului Siloan, dacă n-ați citit-o, să o citiți. Între iadul deznădejdii și iadul smereniei. Și acolo punctul central pe care însuși Domnul nostru Iisus Hristos i-a dat Sfântului Siloan este exact această frază. Țineți mintea în ea și nu deznădăjdui. Adică ai curajul să recunoști cine ce ești și nu cine ce crezi că ești. Adică să fii în iadul camerei sufletului tău, să vezi și să începi să faci ordine acolo, să cureți de praf și de toate mizerile care sunt acolo și să ai nădejde că te va ajuta Dumnezeu. Să ne osândim pe noi înșine, fraților, să plângem, însă să avem nădejde prin rugăciune. Prin rugăciune. O să spuneți acum că nu veți reuși, că nu o să reușim. Așa e, fraților, nimeni nu reușește. Însă dacă ne silim, dacă ne luptăm cu plăcerea iubirii de sine, osândindu-ne pe noi înșine, fără cruțare și rugând pe Dumnezeu cu nădejde, atunci Dumnezeu va lua această luptă nereușită a noastră ca dovadă a faptului că vrem și ne va dărui victoria, ne va da victoria.
Acesta este drumul pocăinței, fraților, acesta este drumul eliberării noastre din tirania patimilor, adică a dependenței existențiale, și altul nu este, fraților, să știți. O țară liberă înseamnă un popor liber, și un popor liber nu se obține atât cu forța armelor, cu forța materiei, chiar dacă, mă rog, Doamne ferește, uneori e nevoie și de asta, nu se obține așa. Adevărata libertate se obține mai presus de această forță, prin forța Duhului, prin forța necreată a Harului lui Dumnezeu. Înțelegeți? Vedeți că Iisus a eliberat toată omenirea prin Duh și nu prin materie, nu prin forța armelor. Înțelegeți? Așa se face și noi, că altă care nu este. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu, pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Amin.